Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Costel Chiteș, sunt profesor de matematică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și astăzi, împreună cu colegul dumneavoastră din clasa 8-a, Stanciu Teodor, te salută, Stanciule, o să realizăm două lecții. Prima lecție va fi de algebră. Am intitulat-o Ecuații în mulțimea numerelor reale. La abreviar teoretic mi-am permis luxul și am reamintit formulele de dezvoltare a binomului. Și anume, Stanciule, a plus b la pătrat este a pătrat plus primul termen la pătrat, pătrat a pătrat plus da. 2ab plus b pătrat, al doilea termen la pătrat. Binomul diferență la pătrat este a minus b la pătrat e a pătrat minus 2ab plus b pătrat. Și de asemenea am luat trinomul la pătrat. A plus B plus C la pătrat este suma pătratelor plus de două ori produsele două câte? Două. Deci 2AB, 2BC, 2CA. Dacă în loc de C punem minus C, vom avea A plus B minus C la pătrat este suma pătratelor, pentru că minus C totul la pătrat este C pătrat, plus 2AB minus 2AC și minus 2BC. Deci, repet, în loc de C, am pus minus C. Sau, altfel, se poate demonstra, evident, înmulțind paranteza A plus B minus C, de mulțit cu ea însăși. Dacă în loc de B pune minus B în formula precedentă, A minus B minus C la pătrat este suma pătratelor minus 2AB plus 2BC și minus 2AC. Am repetat și diferența de pătrate, deci A pătrat minus B pătrat e A minus B pe lângă A plus B. Diferența de cuburi, a la 3 minus b la 3 este a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat. De asemenea, dacă a și b sunt numere reale, a plus b la puterea 3 este a la 3 plus 3 a pătrat b plus 3 ab pătrat plus b la cub și cu minus, a minus b la cub este a la 3 minus 3 a pătrat b plus 3 ab pătrat minus b la cub. Am repetat aceste formule, ca la fiecare lecție, să se demonstreze algebric, apoi, pentru valori pozitive, identitățile precedente, să se demonstreze geometric. Deci, dacă, de exemplu, Stanciule, avem A plus B la pătrat cu A și B reale, noi o să scriem ca A plus B pe lângă A plus B. Deci, dacă la examen vreun copil are neclaritate, poate să deducă pe ciornă acest lucru, nu? Deci o să-l înmulțească pe A întâi cu A plus B, după aceea pe B cu A plus B, nu? Distributivitatea mulțirii față de adunare. Și acum mulțește pe A cu fiecare, nu? Stanciule, deci A pătrat plus... Va fi A pătrat plus AB... Plus... Plus BA plus B pătrat... Și plus B pătrat, nu? Pentru că AB și BA sunt egale în mulțire comutativă, deci suntem pe mulțimea numerelor reale, deci A pătrat plus 2AB plus B pătrat. La ce mă refeream din punct de vedere geometric? Am mai făcut noi, deci vechii greci și în antichitate în general, popoarele considerau că dacă avem o latură a unui pătrat amic și o continuăm cu o bucățică B mic și din cu ce facem la fel, atunci am format un pătrat, nu? În care latura sa este A plus B. Ești de acord, Stanciule, nu? Da. Și atunci dacă prelungim, acest biscuite, dacă vrei, are aria A plus B la pătrat, e vorba de pătratul mare, și este format din patru biscuiți. În ghilimele, nu? Acest biscuite e tot un pătrat de latură A, deci aria sa va fi A pătrat. Pătrat. Cel de sus de aici e clar că este tot un pătrat, deci plus B pătrat și două dreptunghiuri congruente, deci de arii egale, nu? Care fiecare are aria AB. Și atunci de două ori, deci iată ce frumos era descoperită în antichitate. Vă invit, pentru că timpul nu ne permite, nu, Stanciule, să considerăm întâi latura A în plan, după aceea B și respectiv C. Și de asemenea să construim întâi un pătrat
de latură A, după aceea prelungim aici cu mărimea B și după aceea cu mărimea C. Ai înțeles, Stanciule? Și dragi copii. Și bineînțeles că, ducând pe aici paralele, evident că am construit mai multe suprafețe a căror arie o putem determina. Nu, Stanciule? Și continuați dumneavoastră raționamentul acasă ca să vedeți că, într-adevăr, A plus B plus C totul la pătrat este suma pătratelor ariilor acestor pătrate. Deci A pătrat, B pătrat, C pătrat și plus de două ori arii de dreptunghiuri care sunt de arie AB, respectiv AC, respectiv BC. Bun. În continuare, la exercițiu 2, am cerut să se arate că ecuația x pătrat plus y pătrat plus z pătrat egal cu 2xyz nu are soluții numere naturale nenule. Să ne uităm un pic la ecuație. În primul rând, x, y și z nu pot fi impare. Ia să vedem de ce. Dacă x este impar, x pătrat ce fel de număr este? Par sau impar? Impar. Sigur că da. De ce? Pentru că dacă luăm un număr de forma 2k plus 1, adică impar la pătrat, el face cât? 4k plus 1. 4k pătrat plus de două ori produsul 4k plus 1. Nu? E binom la pătrat, Stanciule. Deci este 2 pe lângă 2k pătrat plus 2k și plus 1. Și paranteza aceasta, dacă o notăm cu m, ne dă 2m plus 1. Deci înseamnă că este un număr impar. Deci pătratul oricărui număr impar este impar. De exemplu, 5 la pătrat, 5 este impar, la pătrat e 25 impar. 7 este impar la pătrat, 49 și așa mai departe. Y-ul fiind impar, y la pătrat este, Stanciule, tot impar și z pătrat e tot impar. Deci toate sunt impare. Și atunci rezultă că suma lor, x pătrat plus y pătrat, impar plus impar, face par și plus z pătrat care este impar, înseamnă că rezultatul este un număr impar și este contradicție pentru că în membru drept 2xyz e clar că este număr par. Deci toate nu pot să fie simultan impar. Acum, evident că nu poate să fie unul singur impar și restul pare, pentru că dacă, de exemplu, x ar fi impar și y și z pare, nu? Trecând pe y pătrat și z pătrat în membru drept, am avea că x pătrat e par contra dicție. Și atunci am luat situația când x și y sunt impare și z-ul este par. Deci x și y să fie impare și z-ul par. Trecând în membru drept pe z pătrat, vom avea 2xyz minus z pătrat, este clar că este multiplu de 4. De ce? Pentru că z-ul fiind par, evident că z e de forma 2k ori 2 face 4k și aici e 4k pătrat, deci e multiplu de 4. Cum y și z sunt impare, ia să ne uităm cu atenție. Deci am luat numărul 2k plus 1, care este impar, la pătrat. De fapt, cine a dat, Stanciule? Ne-a dat 4 pe lângă, aici ne uităm, nu? K pătrat plus K plus 1. Dacă notăm paranteza cu M, ce ne-a dat? 4M plus 1. Deci înseamnă că pătratul unui număr impar e de forma multiplu de 4 plus 1. Și aici, dragi copii, trebuie să ne aducem aminte, încă din clasa a 5-a, când puteam împărți mulțimea numerelor, de exemplu, naturale, în 4 submulțimi disjuncte, adică să facem o partiție. Numerele de forma 4K, aici cine intră? 0, 4, 8 și așa mai departe. Numerele de forma 4K plus 1, 4K plus 2 și respectiv numele de forma 4K plus 3. Dacă un număr este impar, pătratul său e de forma multiplu de 4 plus 1. Y pătrat e la fel, Stanciule. Ăsta a fost X pătrat. Nu? Y pătrat o să fie de forma 2, să zicem, t plus 1 la pătrat și care o să iasă 4 ori m prim, tot plus 1. Adică e de aceeași formă. Deci x pătrat și y pătrat sunt de forma 4k plus 1. Și atunci rezultă că x pătrat plus y pătrat o să fie de forma multiplu de 4 plus 2. Iar în membru stâng ne-a ieșit multiplu de 4. Din coace a ieșit multiplu de 4 plus 2. Deci am ajuns la o contradicție, deci nu se poate ca x și y să fie impare și z-ul par.
Evident că putem lua Y par și celelalte impare sau X par și celelalte impare și ajungem la aceeași contradicții. Ultimul caz, care este și el foarte important, este cazul dacă sunt toate pare. Nu, Stanciule? Deci dacă, de exemplu, X-ul este 2X1, Y-ul este 2Y1 și Z-ul este 2 ori Z1, înlocuind în ecuație, ce o să avem? Va fi 4X1 pătrat plus 4 plus 4Y2 pătrat plus 4Z1 la pătrat, nu? Pătrat. Este egal, da, cu produsul lor, care face 16, X1, Y1, Z1. Și dacă împărțim ecuația prin 4, ce obținem? X1 pătrat plus Y1 pătrat plus Z1 pătrat este 4X1, Y1, Z1. Deci dăm peste o ecuație de același tip ca și prima, în loc de 2 apare 4, deci oricum produsul ăsta este un număr par. Și atunci la fel, X1, Y1, Z1 nu pot să fie simultan impare, nu pot să fie 2 impare și 1 par, pentru că ne iese iarăși, nu, contradicția precedentă. Și atunci am putea merge mai departe, Stanciule, încercând ca X1, Y1 și Z1 să fie simultan pare. E ok? Și atunci scrieți în continuare și voi copii și tu. Deci dacă X1 ar fi 2X2, Y1 ar fi 2Y2, Z1 ar fi 2Z2, algoritmul se continuă și asta ar însemna că, de exemplu, X1 s-ar divide, Stanciule, prin ce? Prin 2 la orice putere. Și 2 la 1, și 2 la 2, și 2 la 3, și așa mai departe. Deci s-ar divide prin 2 la puterea M pentru orice M mai mare sau egal cu 1. Contradicție. Pentru că în descompunerea în factori primi a lui X1, să zicem că apare 2, dar apare 2 la o anumită putere, să zicem K, cea mai mare. Hai să zicem 2 la 10, ca să avem o imagine. Și atunci numărul meu se divide prin 2 la puterea 11, că am spus că e prin orice. Deci contradicția este aceasta. Nu? Este exact o metodă dată de către Fermat de determinare. Deci iată ce frumoasă problemă, care este pur și simplu logică matematică adunată, reunită cu binomul la puterea a doua și împărțirea mulțimii numelor naturale. Nu? Ne gândim la o servantă care are 4 sertare și în primul sertar intră toate numerele multiplu de 4, pe urmă al doilea sertar multiplu de 4 plus 1 și așa mai departe, în cele 4 sertare se așează toate numerele naturale. Deci asta este o partiție, o împărțire a mulțimii numerelor naturale în submulțimi disjuncte nevide, a căror reuniune este întreaga mulțime. Și acum, ca să și glumim un pic, pentru că matematica ne face să zâmbim de multe ori, nu? Să ne bucure de viață, să ne gândim că aceasta este o pizza, nu? Și atunci, dacă ne gândim la cel care o taie, nu? O taie cam la 60 de grade, așa, nu? Aici sunt 60 de grade. Și aici o mai taie o dată și atunci iată că o pizza este împărțită în 6 părți. Deci fiecare bucată reprezintă un element al partiției, nu? Deci partiția mea e formată din 6 bucăți. Deci noi foarte des întâlnim partiții, nu? Dacă ne uităm, de exemplu, la gresia din baie, din bucătărie, de la școală și așa mai departe. Următoarea problemă, să se rezolve ecuațiile. Deci dacă rezolvăm prima ecuație, Stanciule, x minus 2 pe lângă x plus 2, să rezolvăm în mulțimea numelor reale. Nu? Ce o să avem? X pătrat minus 4. Pătrat minus 4 o să fie egal cu 3x. Pentru elevii care sunt mai înceți și nu sunt foarte siguri pe ei, pot să facă înmulțirea. X ori x face x pătrat, după aceea plus 2x, minus 2x și minus 4. Egal cu 3x. Termenii aceștia se reduc și ajungem la această ecuație. Și atunci, dragi copii, trecem totul într-o parte, în membru stâng. Deci x pătrat minus 3x minus 4 egal cu 0. De ce? Pentru că 3x trecut în membru stâng se trece cu sens schimbat. Și aceasta, în loc să o rezolv ca ecuație de gradul 2, cum o fac în partea a doua a clasei a 8-a, putem să o facem ca la nivelul clasei a 7-a. Nu, Stanciule? Să scriem x pătrat și în loc de minus 3x ce să punem? Minus 4x, nu? 4. Plus x, da. Și minus 4. Nu? Ca să putem să dăm factor comun. Și dăm factor comun între primii 2 și ultimii 2, nu? Deci între primii 2 cine este? X pe lângă
x minus 4 plus, plus x minus 4 egal cu 0, nu? Deci x minus 4 e factor comun pe lângă cine? Pe lângă x plus 1 egal cu 0. Primul factor este egal cu 0. Înseamnă prima soluție este 4 sau x plus 1 egal cu 0, deci x2 egal cu minus 1. Și atunci mulțimea soluțiilor, dacă lucrăm în mulțimea numerelor reale, este formată din valorile minus 1 și 4. Nu? Asta este pe ciornă. Când vreau să trec problema pe curat, este bine, dragi copii, să facem și o verificare, nu? Dacă x egal cu minus 1, ne uităm în ecuația inițială. Minus 1 minus 2 face cât? Minus 3. Minus 1 și cu 2 face 1, egal cu 3 de mulțit cu minus 1. E adevărat. Și dacă punem x egal cu 4, avem 4 minus 2, 2. 4 și cu 2, 6. Este egal cu 3 ori 4. Nu? 12 egal cu 12. Deci este corect. Nu, Sanciule? Și acum trecem pe foaia de examen și suntem convinși că este bine. Dincoace este iarăși diferență de pătrate, deci x pătrat minus 36 plus 12 egal cu 2x. E ok? Teodor? Deci x pătrat minus 2x și minus 24. Nu? Egal cu 0. Ia să încercăm. Dacă îl scriem x pătrat minus 6x plus 4x și minus 24. Nu? Deci minus 6x și cu plus 4x face minus 2x. E bine, nu? Dăm factor comun pe x pe lângă x minus 6 plus 4 pe lângă x minus 6. X minus 6. Egal cu 0. Da. Deci x minus 6 factor comun pe lângă x plus 4 egal cu 0. Deci x minus 6 egal cu 0 rezultă prima soluție sau al doilea factor, x plus 4 egal cu 0, x2 egal cu minus 4. Și la fel, dragi copii, trebuie să facem și verificarea pentru a fi convinși că este corect. La ultima ecuație ne supără puțin numitorii, pentru că apar 2 și 3. Și atunci putem să mulțim ecuația ca să eliminăm numitorii cu cel mai mic multiplu comun, cu 6, nu? Deci asta înseamnă, Sanciule, că prima o amplificăm cu cât? Cu 3. Pe a doua cu 6 și pe cealaltă cu 2. Nu avem condiții restrictive și atunci obținem, mă ajuți, 3x pătrat minus minus 15x plus, plus 6x este egal cu, va fi egal cu 8x minus 8x 10. Minus 10. Dacă restrângem termenii asemenea, deci 3x pătrat, minus 11 și cu minus 8, e minus 19x, parcă nu? Și plus 10, egal cu 0. Minus 8, minus 2, nu e bine. E minus 17 aici, nu? Dacă o să fie minus, e minus 9 17. La minus 15. Deci, da. Minus 15 și cu plus 6 face minus 9 și cu minus 8, minus 17. E ok, da? Și acum hai să vedem ce numere ar verifica această ecuație. Aici e un pic mai complicățel decât trebuie să ne gândim cam cum desfacem. Deci, produsul rădăcinilor este 10 pe 3 și suma este 17 pe 3. Nu? Hai că o facem ca ecuație de gradul 2, că timpul nu ne permite. Deci, A-ul e 3, B-ul este minus 17 și C-ul este 10. Nu? Și atunci delta este b pătrat minus 4ac. Puteam să o rezolvăm și ca vechi egipten, dar în fine, dacă vreau o facem, dar nu știu dacă timpul ne permite. Deci minus 17, 17 la pătrat cât este? 289 minus 4ac. 4 ori 3, 12, 120. 120. Și face cât? 169. Deci e pătrat perfect. Și atunci x1, 2 este egal cu minus B, 17, plus minus radical din 169 e 13, supra 2A
care este 6. Și atunci prima soluție este 17 și cu 13, 30 pe 6 este 5. Și a doua soluție este 17 minus 13, 4 pe 6, care este 2 pe 3. 3. Nu? Da. Și atunci ne prindem care era și soluția mai simplă. Nu? Scriem aici sau fără ecuația de gradul 2, e 3x pătrat minus 5x, minus 15x, minus 2x și plus 10, egal cu 0. Și atunci e 3x pe lângă x minus 5, minus 2 pe lângă x minus 5. Nu? Egal cu 0 și atunci iese factor comun x minus 5 pe lângă 3x minus 2 egal cu 0. O soluție e 5 și cealaltă este 2 pe 3. Deci am evitat rezolvarea ecuației de gradul 2. Celelalte exerciții, dragi copii, vi le las ca temă. Deci exercițiul 4 și respectiv exercițiul 5, care și ele drăguț, și exercițiile propuse, cele pe care le vedeți și vă invit să le rezolvați. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez mult succes în învățare și de asemenea multă sănătate. Mulțumesc și lui Stanciu pentru intervenții. La revedere!